Emisiune sponsorizată de Step Dental. Mulți pacienți ajung, din păcate, să-și piardă toți dinții sau aproape toți, sau ajung să se confrunte cu stadiile foarte avansate ale bolii parodontale, în care se recomandă extracțiile dentare. În aceste situații, mai de mult, nu exista decât varianta purtării unei proteze dentare mobile, dar noile proceduri din stomatologie permit refacerea danturii prin implanturi dentare, pacienții putându-se bucura din nou de o dantură fixă. Există un număr mare de pacienți purtători de proteze dentare care nu se mai pot alimenta eficient, evită să interacționeze cu cei din jur și se izolează social. Nu mai zâmbesc ca înainte și nu mai interacționează cu seminii săi la fel ca înainte. De asemenea, sunt și pacienții cu boli parodontale agresive care își pierd o mare parte din dinți și nici nu se pot alimenta pentru că au pierdut măserele și nici nu pot zâmbi ca înainte pentru că dinții din față de cele mai multe ori se distanțează și arată inestetic. Sunt de obicei pacienții la care a fost depășit acel punct în care mai pot fi tratați acei dinți și deci necesită extracția acestora și înlocuirea cu implanturi dentare. Pentru acești pacienți este indicată tehnica dantură fixă în 24 de ore, care presupune reabilitarea cu ajutorul implanturilor dentare a unei arcade întregi dentare, sau arcada maxilară sau cea mandibulară. Inserând acele implanturi în poziții strategice și într-un număr redus, dar predictibil și eficient, putem reabilita în 24 de ore dantura acestor pacienți. Pe scurt, în ce constă această tehnică? Într-o singură ședință realizăm atât extracția dinților irecuperabili, curățarea infecțiilor, cât și reparația osului și inserarea implanturilor dentare. La maxilar de obicei mergem cu 6 implanturi dentare, iar la mandibulă cu 4, dar variază în funcție și de cazul clinic respectiv, adică cum este anatomia pacientului. De obicei, în această intervenție se realizează și reparația osului care a fost afectat de acele boli parodontale sau de către agresiunea protezei pe care a purtat-o pacientul înainte. Este dureroasă o asemenea intervenție? Această intervenție se realizează sub sedare și în echipa operatoriei intră și medicul anestezist. Rolul acestuia este să calmeze, să liniștească pacientul și să-l adoarmă parțial. Nu vorbesc aici despre anestezie generală și cu toate complicațiile și incidentele pe care le poate avea. Este doar o adormire ușoară cu ajutorul unor substanțe care ne permite să-i dăm pacientului un anumit confort pe toată durata intervenției, cât și un confort pentru medicul chirurg care va realiza intervenția în condiții mai optime. Care sunt avantajele unei asemenea intervenții complexe? Avantajul acestei tehnici este că într-o singură ședință realizăm extracția dinților, reparația osului, curățarea infecțiilor osoase și inserarea implanturilor dentare. După ce se termină intervenția, care durează între o oră jumătate pentru un singur maxilar și până la 3 ore jumătate spre 4 pentru ambele maxilare, pacientul își revine pe o perioadă de 30 de minute dintr-o stare de amețeală și este preluat pentru a-i se lua o amprentă. Cu ajutorul acelei amprente, a doua zi, pacientul capătă acea dantură fixă provizorie pe care o va purta pe o perioadă de 4-6 luni de la intervenție, timp în care are loc integrarea implanturilor în os. Rolul acesteia este să protejeze de asemenea aceste implanturi pe perioada de vindecare, dar să și reabiliteze acele funcții pierdute ale aparatului nostru masticator. Vorbesc aici despre reabilitarea zâmbetului și reabilitarea capacității de a mânca. Deci schimbarea este majoră pentru pacienții purtători de plăci dentare, pentru că s-a demonstrat că acele plăci dentare, protezele dentare pe care pacienții le țin noaptea în pahar, au o eficiență masticatorie de 10-15% comparativ cu o dantură sănătoasă. Ne mai vorbim și despre implicațiile estetice sau de ordin social. Gândiți-vă la situațiile în care pacienții în vârstă, purtători de proteze dentare,
ajung să le cadă efectiv într-o discuție publică, să le cadă proteza, un lucru destul de jenant. Este foarte important de subliniat că această dantură fixă ne permite să schimbăm atât starea generală, cât și confortul pacientului din punct de vedere psihologic. Vorbeți de starea generală de sănătate. Cum anume influențează această lucrare care conferă pacienților o dantură fixă starea generală de sănătate? Această tehnică este indicată pentru acele persoane în vârstă purtătoare de proteze dentare, bunicii, să le zicem așa, care, pe lângă faptul că nu mai au nici dinții, au și anumite probleme de sănătate generală. Și dacă nici nu se alimentează corect și cum ar trebui cu ajutorul unor dinți fixi, acel declin al sănătății este și mai evident. De ce e important, mai ales pentru bunici, să aibă această dantură eficientă și fixă, fixată pe acele implanturi dentare, care să le ajute să-și reabiliteze sănătatea. În plus, și confortul psihologic este cu totul altul, pentru că și persoanele mai în vârstă sunt, astăzi, active, implicate, dinamice și se mișcă și se comportă cu totul altfel, putând să zâmbească încrezător. Avantajul major al acestei tehnici cu dantură fixă este că are loc și reintegrarea socială și profesională a pacientului. Discutăm despre pacienții în vârstă, dar care sunt activi din punct de vedere profesional și care, dacă ar fi purtători de proteze dentare, nu ar mai avea acea încredere în sine de a se integra și de a relaționa cu colegii săi de muncă. E altceva atunci când zâmbești cu încredere și cu zâmbetul larg. Spuneați că această tehnică de reabilitare orală se recomandă și pacienților care se confruntă cu stadiile avansate ale bolii parodontale. Cea de-a doua indicație a tehnicii dantură fixă în 24 de ore sunt și pacienții cu boală parodontală agresivă la care dinții nu mai pot fi păstrați. În cazul acestor pacienți există o infecție activă la nivelul cavității bucale care pătrunde și în sânge, iar în cazul în care sunt și boli generale asociate, cum ar fi diabetul sau boli cardiovasculare, probleme cu inima, acestea se agravează. Este demonstrat științific că în cazul pacienților cu diabet și cu boală parodontală agresivă, controlul glicemiei este mult mai dificil. Iar în cazul pacienților cu boli cardiovasculare, cu bolile inimii, acestea se agravează din cauza faptului că bacteriile de la nivelul cavității bucale pătrund în sânge și după aia ajung și la inimă sub forma unor trombi septici. Pentru a evita aceste complicații, după cum spuneam, topirea osului la pacienții cu proteze dentare sau acele infecții active care ajung și în sânge în cazul pacienților cu boli parodontale, e important să aplicăm soluția la timp și să realizăm această dantură fixă cu ajutorul implanturilor dentare. Așadar, este recomandat ca pacienții să nu întârzie reabilitarea orală, pentru că astfel lucrurile pot deveni mai complicate pentru sănătatea lor orală și pentru sănătatea lor generală. De cele mai multe ori, pacienții amână reabilitarea danturii din cauza fricii, dar după cum am menționat, nu au de ce să le fie frică, pentru că în timpul intervenției, pacienții sunt adormiți de către medicul anestezist și sunt monitorizați cu ajutorul unui aparat special. Aceștia sunt într-un confort maxim și pe alocuri chiar dorm, pe tot parcursul intervenției având astfel confortul la total, detașându-se de tot ce se întâmplă în cabinet, de zgomote, vibrații și alte chestii care i-ar putea provoca anumite frici. De cele mai multe ori, pacienții cărora le-a fost foarte frică înainte de intervenție, revin după aia la controle la o săptămână, două și nici nu-și mai duc aminte tot ce s-a întâmplat în timpul intervenției. Deci, confortul este maxim pentru pacient. Dar ce se întâmplă concret dacă se amână prea mult timp reabilitarea orală? În cazul purtătorilor de proteze dentare, are loc topirea osului din cauza presiunii date de proteză, ceea ce va determina, în final, o intervenție mai complexă, adică va trebui să aplicăm și tehnici speciale de reabilitare osoasă, va trebui să inserăm implanturi speciale. Pentru pacienții cu boală parodontală trebuie să știm cu cât este activă pe o perioadă mai lungă această boală parodontală și netratată. Aceasta distruge osul, creează defecte osoase și din nou ajungem la tehnici complicate, mai complexe și mai costisitoare pentru pacient într-un final. Iar dacă e să vorbim și de timp pe operatori, putem să discutăm în cazul acestor complicații și de o perioadă mai lungă de timp pentru a reabilita cu dantură fixă.
Concluzia este că amânarea intervenției duce la creșterea costurilor pentru pacient, prin folosirea acelor tehnici mai speciale de reabilitare osoasă și acelor implanturi speciale. Dar cât de sigure sunt rezultatele unei asemenea intervenții? Cât timp durează o asemenea dantură fixă pe implanturi dentare? Aceasta este o tehnică care a fost testată timp de 20 de ani și care și-a dovedit eficiența și predictibilitatea în timp. Studiile confirmă că la 10 ani rata de succes a acestei tehnici este de 95%. Sigur, sunt alea 5% care depind de anumiți factori cum sunt bolile generale ale pacientului sau anumite complicații intraoperatorii. Dar o statistică atât de bună ne arată de fapt că este o reușită în a reabilita cu dantură fixă cu ajutorul implanturilor dentare. Așadar, aceasta este o intervenție recomandată pacienților care au rămas complet fără dinți sau riscă să-și piardă în scurt timp din cauza bolii parodontale agresive sau din cauza unor procese carioase grave și accelerate. Prin tehnica dantură fixă în 24 de ore, cu ajutorul implanturilor dentare, îmbunătățim și calitatea vieții, atât din punct de vedere social, pentru că pacientul interacționează diferit și cu încredere cu colegii sau cu rudele, cât și din punct de vedere a sănătății generale a acestuia, care este mult îmbunătățită printr-o alimentație corectă. Emisiune sponsorizată de Step Dental.